Bună dimineața, suntem pe data de 29 ianuarie, a venit gerul, iată, un răsărit frumos, acum câteva minute. Ce faci, Andrei, unde te duci? Hai mă, tati, să te filmez un pic, să faci cu mâna la nenea. Iată ce vreme superbă. Am venit în Stupina și am vrut să verific un pic umiditatea la colonii. Avem minus 14 grade. Nu o să rezist mult, fiindcă e frig, tare frig, ger. Dacă vă este dor de o iarnă autentică, veniți în centrul țării. Aici avem iarnă, nu e problemă. O să verific un pic umezeala. Să știți că verific umezeala dintr-un anumit motiv, fiindcă am pus folie la majoritatea și verifici. Am împachetat bine, în schimb am pus aici păturele. Să vă arăt. Am pus de toate aici grămadă. Aici trebuie verificat umezeala unde nu e albina. Albina sta acolo frumos. Ce faceți, mă, fetelor, la minus 14 grade, vai de mine? Vreau să mă uit la ceva. Folia totuși izolează. Da, e în regulă, s-au activat un pic, fiindcă mai mult ca sigur au pui. Deci vă puteți închipui că la minus 14 grade au pui. Nu le deranjez foarte tare, mă interesa un pic să văd că umezeala. Voi supraveghea nivelul de umezeală, fiindcă umezeala aceasta, iată, sunt pregătit aici cu rame cu miere, ăștia, căpăcită, doar să se activeze fetele. Apropo, dacă vrei să activezi o colonie de albină, să o păcălești, vii cu un pic de miere, dar după gerul ăsta, nu la minus 14 grade, niciun caz. Bun, cam asta e. Trebuie avut grijă la umezeală, fiindcă umezeala este 60% din nosemoză. Și trebuie avut foarte mare grijă. Nosemoza există în fiecare colonie, doar în stare latentă. Pentru a o activa e simplu. Ridici umezeala, unde ai hrană calitativă albinei, și atunci se activează. De aceea trebuie precauție în ridicarea umezelii. Acum fiecare cum consideră. Umezeala apare la schimbul de căldură și frig, unde se întâlnește frigul cu căldura, și dacă există o sursă de umezeală, cum ar fi albinele. Bun, cam frig, cam atâta, ne vedem și altă dată. Până data viitoare, numai bine!